Votul ilegal este de domeniul trecutului. Noul soft de tabletele din secțiile de votare este conectat la poliție pentru a preveni situațiile în care un alegător încearcă să voteze de două ori. CNP-ul fiecărui alegător va fi scanat de către program, astfel că operațiunea va fi înregistrată în sistem și va alerta imediat poliția de orice tentativă de fraudă. Astfel că Marian Muhuleț nu recomandă nimănui să încerce să voteze ilegal. Practic, eu când mă voi prezenta la secția de votare și îmi va fi scanat actul de identitate, actul de identitate se introduce aici, în momentul în care îl va scana, se scanează doar partea de jos a actului de identitate, codul MRZ se numește, din care va fi preluat doar codul numeric personal. Eu voi fi indexat în baza de date existentă la nivel național că am fost prezent în secția de votare, că mi-am exercitat dreptul de vot. De altfel, prin această aplicație se câștigă și timp. Noi am calculat că timpul de procesare a datelor unui alegător în interiorul secției de votare se scade cam cu o treime. Totodată, Muhuleț a explicat că nu există absolut niciun risc ca sistemul să întâmpine dificultăți precum cele de blocaj.